Sunt bun, eu sunt mai spus ca un păsăr de curte. În acest episod am să vă arăt păsările. Este dimineața, le-am dat de mâncare, apă. Pui sunt pe afară. Mai avem de dat drumul piticelor, pentru că eu le închid seara. Așa că mai ies ele când vor. Bine, ar trebui să mai fiu, dar asta e partea a doua. Da, sunt toate pe aici urcate pe sus. Două aici, două acolo și bărboasa galbenă care clocește. Planta boabe și ceva resturi de legume. Cred că se observă cu ce se luptă acest rățoi cu o frunză gigantică de ceapă. Păina aceea cât e de grasă și cât i-am tăiat aripile, tot zboară. Și astea de mis și mai ușoare și ar putea oricând. Nu poate. Nu poate să zboare. Au apă în partea aceea și aici. Cocoșelul petit cu creasta bătută. Aia se bat pe acolo prin plasă, piticul acela cu ăsta marele. Amândoi bărboși, amândoi încălțați, dar numai unul dintre ei e înmoțat, cel mare adică. Dar și curcanii. Puica asta, golaș albastru, se trage după mama ei. Toate au ieșit și piticele. Uita și căței pe aici, puișorii. Se duce găina aceea, că se ouă, se ouă în fiecare zi. Cocoșul acela îl voi tăia și acesta îl voi da surorii mele. Tehnic vreau să-l tai și pe el, numai că îl dau ei, pentru că a rămas cu două puicuțe. I-a luat vulpea și cocoșul porumbac și o găină potărnichie. Și-a rămas fără cocoș la cele două. Bineînțeles că are cocoș la cele mixte, dar nu mai are cocoș la ele și îl dau pe acesta pentru că eu vreau să-l tai. Și eu rămân cu bărbosul, golașul meu frumos și cel metiș de brahma. Haide să mergem și la celelalte păsări. Acum de dimineață rețele steie la poartă, că sunt învățate să le scot la drum, pe iarbă. Și asta voi face dar după timp.
Da, și puica asta, golașă, foarte frumoasă, care cred că va începe o oată cât de curând, că i-a crescut creasta. Da, și gâștele. Gâsca bătrână care zboară de mama focului și cu cele două autosexabile. Și cu astea albe. Momentan pe cea cu capul negru, aceea de acolo, nu am observat, cea de lângă Guscan, nu am observat să zboare și nici cea creasă. Cea creasă nu poate oricum, deci de ea nu-mi fac griji. Și momentan nici Guscanii nu pot pentru că sunt... n-au aripile făcute și nici nu cred că pot ei din cauza greutății, acum nu știu, vom vedea pe parcurs. Gâsca bătrână sare peste plasa aceea, sau poate reușe să vă arăt ceva. Nu. Sare fără nicio problemă peste plasa aceea, sare de pe aici. Și ajunge pe la salpămi. Le-am dat apă, mâncare au și ele aici, numai că ori mâncat mare parte. Apa au murdărit-o instant. S-au bălăcit. Au loc aici destul. Era bine de se înțelegeau și cu rațele să nu le mai fi ținut cu găinile. Dar vreau să mut rațele de la găini cât de curând posibil. Iepurii le-am făcut și lor curat ieri. Aici și iepuraica albă. Le-am cumpărat porumb și grâu. Ăștia de Wyandot. Cei de Brahma sunt prin față. Porumbei. Pe aici avem astea. Numai negre. Ăștia trei. Haideți să mergem un pic și prin grădină, că nu v-am arătat de mult. Uitați cocoșul de Brahma, Metișu. Astăzi este cald afară, 24 de grade, chiar foarte bine pentru vremea asta. De fapt, e destul de rău că e așa cald, dar în fine, se anunță iarnă grea, așa spun oamenii televiziunii, meteorologii, dar mai este de văzut locurile acestea. Aici avem ceva pătrunjel ieșit. Ui, ăștia doi stă numai prin grădină. Pomii. Toți patru. Coacăji. Via, uite-te, și trandafirii. Ăsta-i parcă-i negru. Ăsta e roșu. Alți
tuși de vie, alt strandafir. Și aici am pus lalele, tot rândul acesta. Până acolo, de aici până aici e o culoare și de aici până aici o culoare. Și aici am pus niște flori albe, nu știu mai exact cum se numesc. Da, și trandafirii. Na, nu mai ies cum trebuie pe culoarea lor, că na, e frig și nu se mai fac cum trebuie. Trandafirii. Da, cocoșul ăsta sare toată ziua. Pe gard și cântă. Bine că nu este în drum măcar. Mă, stai și tu la o poză aici pe gard sus. Hai. Da. Dacă ar putea să sară și aici la picioarele mele, ar sări și de acolo. Ceea ce nu vroiam s-a întâmplat. Și mă voi duce după el. Pentru că nu vreau să se învețe așa. Da. Am venit pe aici după el. Cred că trebuie să-i deschid poarta. Opa! Că de prins nu-l prind. Ăștia, nu pot să-i prind oricât ai alergat după ei. Ăștia nu obosesc, efectiv. Haide, bă, sari. Hai, bă. Hai mă, sari. Ai, parcă ar vrea, parcă n-ar vrea. Nici el nu știe. Ha. Sari, că nu te las. Poate vine vreun câine. Acum o sări și ăsta. L-am băgat și pe el în curte, dă și puicuța lui. Ăsta e cu puicuța lui, bărbosul e stinger. Dacă îi trăia și lui bărboasa încălțată, era perfect, era o încălțată superbă. Puicuța aceea de cu galben la gât este cu cocoșul, cu creasta bătută, cel de acolo, de sus, de la găini. Pentru că și are creasta bătută. Pe asta zboară foarte mult, nu poți să o prinzi. Fuge. Cred că o să înceapă o bătaie între curcani. Nu, sigur. Să nu zici că și pe ăștia trebuie să-i despart. Ăsta cred că o să-i reia numele lui Vulturaș, acel cocoșel pitic roșu. Cei care sunteți mai de la început știți despre cine e vorba. Și cred că la fel o să îi fie și lui numele că îi place la înălțime. Cum am spus și puicuța lui după el. Da, se poate. Puicuța lui are țel galben la gât. E superbă ea, ca găină. Probabil astăzi seară vă voi face un clip cu ele când le închid.
să le vedeți. Poate zboară și apă undeva, să vă arăt așa cam cum zboară. Ah, n-am apucat. I-a crescut și lui bărbița încălțătura și moțul, în sfârșit arată și la cocoș. Ăsta s-a face foarte frumos, să-i dea verdele la cap și se face superb. No, ăștia vin după mine și sperie toți puii. Cele două fetițe. Da. Au. Asta am observat că e mai, asta portocalie maro, e foarte... câteodată foarte singuratică, îi place să stea singură. Și asta să-i oferi foarte mult atenție când te joci, să te joci cel mai mult cu ea. Nu așa îi place. Uite și asta. Asta e Floricica. De la Floricica dansatoarea. Cum vine sare așa ca o căprioară. Asta e Blacky și celălalt e Bingo, băiețelul, e pe acolo, se observă pe lângă pui. Nu te duci acolo că te bat curcanii. Nu te duce, părerea mea. Și găinile. A sărit bărbosul pe gard la grădină, mai mult ca sigur. Și până ajung eu, sare în grădină. Și am avut dreptate. Uitați-o, cred că se observă coada. Da, am avut dreptate, o sărit. Ăștia doi au rămas singuri brazi din toți cei 20 aproape. Aici avem un trandafir. Rațele au o pasiune de a se băga câte patru. Asta mică. Că, na, pe aia mare nu au ce să facem. Cocoșelul ăsta pitic albastru e bărbos, adică amândoi sunt bărboși. Și o să facă la fel după cel bărbos mare albastru din primăvară. Na, se vor face superbi. Acum doamnește să scoate o cloșca acei puișori care clocește și... acele ouă pe care clocește și să iasă cu puișorii sănătoși. Asta contează. Și da. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!